Bine v-am găsit și mă bucur că sunteți din nou alături de mine. Îl avem din nou pe Ionuț, n-am scăpat de el. E foame, nu s-a săturat a trecută, o să încerce din nou. Astăzi avem o cerere specială. Ce mâncare îți place? Am ales asiatic de data asta. Așa, astăzi o să avem mâncare asiatică. Ușor de făcut, bună la gust, prinde și la copii, prinde și la adulți și la cei mai în vârstă. Avem legume stir fry. Pentru asta avem nevoie de câteva ingrediente și o să încep să le enumăr. Avem nevoie așa. Să socotim că suntem o familie de 4 persoane. Ce avem nevoie de piept de pui, undeva la 400 de grame e suficient pentru 4 persoane. Avem nevoie de urechi de lemn, avem tăiței de grâu, soia, ulei de susan, fistic mărunțit, dacă aveți fistic mărunțit. Puteți să folosiți, dacă nu, alune sau puteți folosi nuci, de ce nu? Eu astăzi m-am dus pe fistic, am în vedere că eu nu țin foarte pretențios. Așa, avem trio ardei, avem vinete, avem dovlecel, ardei iute, ciuperci și shiitake, morcov, ceapă, usturoi și păstârnac. Să mă întrebați, aoleu, atâtea ingrediente. Da, într-adevăr, atâtea ingrediente, da? Încercăm să facem ceva deosebit, ceva bun. O, pieptul de pui îl găsiți oriunde, tăiței de grâu îl găsiți în orice supermarket, soia, ulei de susan, dacă aveți ulei de susan, îl folosiți. Dacă nu puteți folosi, prăjiți puțin susan, într-o tigaie puneți ulei de floarea soarelui, îl amestecați un pic bine după ce s-a prăjit susanul și îl puteți folosi ăla fără nicio problemă. Iar urechi de lemn și shiitake, astea sunt opționale. Dacă aveți posibilitate, vă găsiți la supermarket shiitake, nu uitați că astea trebuie hidratate. Ele le veți găsi într-o pungă de, nu știu, 50 de grame, 100 de grame. Luați-le, puneți în apă caldă, le lăsați câteva ore după care le puteți folosi. La fel și cu ciupercile. În restul legumelor, va veni primăvara, le găsiți. Bun. Să începem. Cu ce începem, Ionuț? Cu puiul. Cu puiul începem. Preparatul de bază. Cu preparatul de bază. Aici am niște pui file, vezi? Cum am zis, 400 de grame. Acum tot trebuie să te gândești că o familie are 400 grame. Zic, ca să fie o porție sănătoasă, poți folosi 100 de grame de piept de pui de persoană, ori 4 okay. Persoane, 400 de grame. Dacă vrei cu mai multă carne, asta faci. Bun, ăsta îl tăiem, eu l-am file gata și o să-ți alăt și de ce. Fiind stir fry, el trebuie să prăjească repede. Bucățele mici, să fie okay. One bite. Deci nici cu de cât mai subțiri, cu cât mai da. Mici. Eu prefer așa, nu cubulețe, nu. Exact rapid, să fie o prăjire rapidă. Da, uite, am tăiat pieptul de pui. Cum ți-a plăcut emisiunea ta trecută? Nu, a fost o experiență foarte plăcută. Da. Și îmi pare rău că telespectatorii n-au putut să guste din preparat. A fost extraordinar de bun. Aș fi gustat și eu dacă mai rămânea, da? Asta este. Îmi pare rău. Poate astăzi. Da, nu astăzi, clar că mâncă. Și am văzut ce important e sosul în mâncare și ce gust poate să-i dea preparatului. Da, să știi că așa e. Fii atent, Ionuț. Și eu, nu și telespectatorul, am tăiat puiul, am pus foarte puțină sare. Avem aici o lămâie. Punem puțină lămâie peste pui. Ce facem? Frăgezim carnea și o pre-pregătim. Deci, o pregătim. Lămâia fiind acidă, știi foarte bine, acidul nu mai e. O să vezi că puiul practic o să și schimbe culoarea imediat. Se va albi. Din cauza că acidul practic gătește carnea, știi? Uite aici, vezi? Îl amestecăm puțin, da? Iar nelipsitul, chili. Știu că îți place chili. Mi-a dat trecut aici că puteam spune mai mult, noi acum o să pun mai mult. Îți mulțumesc. Da. Și acest chili îl putem să-l schimbăm cu altceva dacă nu avem... Da, deci dacă nu avem chili, îl putem schimba cu chili. Cu chili, deci doar chili. Chili.
obligatoriu. Da, pot pune în șar de iute, uite, avem șar de iute, știi? Ok. Da, e bine, bun. Punem sosul de soia, da? Cu asta am terminat. Dăm un pic de praf de usturoi peste carne, da? Foarte puțin. Așa, bun. Și îl lăsăm deoparte, îl mestecăm și lăsăm deoparte la 10 minute, 15 minute putem lăsa. Da? Îl lăsăm puțin să se macereze, asta este tot. Gata, cu puiul am terminat. Am pus apă la fiert, am pus-o înainte. O să fierbem pastele de grâu. Sunt paste de grâu, o să le fierb undeva la 4-5 minute, nu mai mult. Avem nevoie de sare în apă. Da? Bun. Așa. Și acum începem cu legumele, da? Legume stir fry. Tot timpul tăiem un morcov, da? Prima dată încerci să tai aici, nu încercați să tăiați așa acasă că o să vă tăiați degetele. Întâi tai o parte, să ai bază, vezi? Stă bine. Ok. După care continuăm. Pentru o porție de 4 persoane, având în vedere că ai foarte multe, ai multe ingrediente, nu pune enorm de mult din... În fiecare trebuie să pui cât de puțin. Cât să dea gust mâncării. Cât să dea gust, cât să fie... Eu o să pun morcov, o să pun o jumătate de ceapă, nu o să pun mai mult. O să pun 2 cățăi de usturoi, da? O să pun un pic de pastărnac, mi-e place foarte mult pastărnacul. Ok. Și atunci o să le punem aici deoparte, da? Fii atent. Și începem, da? Exact, uite, exact acolo și o să tai cum le tai tu, da? Vezi? Deci, cum îți ia să ție. Da, perfect, frumos. Da? Deci cam așa le tăiai și tu, știu că te-am văzut odată. Așa. Cu un deget. Cu un deget, frumos. Câte porții vrei să mănânci astăzi, Ionuț? Cred că una jumate pentru mine. Una jumate, atunci mai punem un pic, da. Glumim, evident. Trebuie să ne spui, Sevi, cum ai început cu gătitul. Unde, când ai descoperit că aici vrei să mergi? Asta e crearea ta. Cu gătitul, cred că în urmă cu... Așa, profitam în urmă cu 7 ani, 8 ani profesional. Okay. Găteam și înainte, nu aveam, dar profesionist în urmă cu 7-8 ani. Am urmat școli, am făcut școli, pe care am participat la concursuri, ți-am spus data trecută. Și cum eu zic că te naști cu pasiunea asta, asta e una la mână și a doua la mână e foarte multă muncă. Deci bucătăria, să știi că cine zice, te-a zis data trecută. Deci totul e muncă. Uite, gândește că suntem în restaurant și vine o comandă, legume, stir, fry, piept de pui, da, no, trebuie să încep, să-ți iei atâta morcov, să știi că ai o porție de făcut, îți trebuie atâta morcov pentru o porție, îți trebuie atâta pastărnac, îți trebuie atâta, înțelegi? Da. Deci trebuie să știi, no, gândește-te tu într-o bucătărie, îți vine o comandă, trebuie să iei, ai foarte mulți pași respectați, sau mai e o chestie, îmi place cum sună. De obicei, ca să zic și niște secrete, în bucătările de restaurant, în bucătările profesionale mari, dimineața la prima oră înainte de a începe lucrul, practic asta face un bucătar sau ajutor de bucătar, încep și pregătesc. Pregătești. 2 kg de 3 kg, 4 kg, 5 kg de morcov tăiate, fel. Practic când îți începe serviciul, tu deja stai legat tăiate, deci nu o să stai. Ca să mai ales în restaurant. Puțin munca. Exact, în restaurantele timpul. Cu flux. N-ai timp să stai, să iei un morcov, să-l cureți, să... De obicei, asta se face prepa, în plasul, se face dimineața la prima oră. Deci aici avem usturoiul, da? Bun, acum am nevoie de ardei, am spălat, ai văzut, da? Deci nu avem... Avem nevoie de ardei. Folosim trio ardei pentru cromatică, da? Am văzut că ai pus accent și data trecută, când ai făcut plating-ul, tot timpul ai pus accent pe culori, pe cromatică, să... Se arate bine farfuria. Cum ar fi o farfurie, toată farfuria să fie verde. Da, de exemplu, este la spanac, da, că ai un spanac, totul e verde. Da, și acolo mai pui un ochi care galbenușul e galben și albușul.
ele trebuie să fie tăiate. Asta este și la 3 mm le tai. Sunt care le taie mai gros, mie îmi place să le tai mai subțiri și o să-ți arăt și de ce, știi? Ok. Să-ți arăt și de ce, da? Deci, practic, până acum avem ardeiul, da? Avem ardeiul, avem morcovi. Acestea le vom căli împreună. Okay. Da? Vână, ta mai ții minte, nu? De data trecută, nu? Un preparat foarte bun. Da? Și asta la fel vom face, aceeași chestie. Și ne aștepta dintr-o legumă simplă, da, să iasă așa gust. Da. Da. Vână tot timpul puțin mai gros, da? Da? Și asta la fel o vom macera, da? Face același procedeu ca data trecută. Punem aici. Îi dăm, vrem toată mâncarea să iasă cu gust, știi? Îi dăm sare. Ulei și piper. Sare, puțin oregano. Așa. Cu asta am terminat, aprindem ce mai avem nevoie, dovlecelul, da? Am zis, da, avem o singură porție. Nu are nevoie să punem mult. Și aici cum o face? Vedem, îl tem în două, da? Tot timpul să încercăm să scoatem miezul. Deci eu țin să scot miezul. Okay, miezul are sâmburi. Miezul are sâmburi, da? Și lasă foarte mult apă. Înțelegi? Și prefer să-i scoți dinainte? Da, dacă nu, o să am mult apă, știi? Da. Eu tot timpul scot sâmburii și la dovlecel. În plus, dacă faci un castravete, ceva cu castravete, zic ceva cu tzatziki, da, facem un sos tzatziki. La fel. Batem sâmburii ca să nu avem mult. Și asta putem... Ai văzut? Și lăsăm cu coajă, e bună. Da. Zic că e suficient. Avem vânăta, ardei, usturoiul. Cine mai trebuie? Dacă mă întreb pe mine... Ardeiul. Sunt foarte curios când o să ajungem să folosim fistipul. Îți arăt. Bună întrebare. Punem ardeiul de, încă îți place picant, o să am grijă de tine. Bun, începem să gătim legumele. Puiul, pardon, scuză-mă. Începem cu puiul și îți arăt și de ce. Producția, ce ați făcut cu bricheta? Deci începem cu puiul, da? Punem puțin ulei de susan, da? Și mai lăsăm un pic și mai târziu, da? Puiul a stat puiul cât asta, 10-15 minute, deci a stat sigur. Bine, tele deja arată bine. Da, vezi? Deci, practic... Încet să prindă culoare. Da, exact. Se mai durează. Așa. Am pus apa la fiert un pic mai devreme, nu nicio problemă. O să punem de îndată și... Și o să-ți arăt și etapele. Deci, prima dată începem cu puiul, da? Mai puteam aștepta să se fierbânte mai bine, dar... Fierbânta. Punem puiul. Se va face puiul. Știm că la mâncarea asiatică sosul este foarte important. Da. Cum știi se potrivește preparatului ce te gândești să-l faci? La legumele, la rețeta asta de legume stir fry, sosul e puțin existent.
Deci nu predomină foarte mult sos. De ce? La el avem pastele, orice ar fi pastele, absorb sos și mai departe. Astea sunt legumele care trebuie să fie ușor crocante. Da? Puiul aromatizat, foarte bine aromatizat. Înțelegi? Deci nu avem un sos foarte mult la paste. Lăsăm paste cu sosul. Da. Deci noi vom avea gustul din fiecare. Da, dacă vrem, exact, dacă vrem să gătim ceva, putem găti într-adevăr ceva cu sos. Uh-huh. Am scăpat o felie de ceapă. Uite, o să vezi imediat, puiul ăsta, fiindcă e tăiat așa subțire fâșii, nu are nevoie de foarte, foarte mult timp de gătire. Deja e, cum ai spus mai înainte, a prins deja culoarea albă. Da, de la lămâie suntem gata. Înseamnă că e un preparat pe care îl putem face și destul de repede. Deci cam așa arată. Ok. Așa. Acum am pus puiul, adăugăm usturoiul în carne. Aici. Usturoiul, nu altceva, nu nimic. Când e carne aproape făcută. De ce? La sfârșit, fiindcă usturoiul nu poți să-l gătești mult, că devine amar. Cât să prindă puțin gustul? Exact, să prindă gustul. Vezi că aici o să ai un sos deja tu, uite, vezi, deja da. Ai sosul tu făcut, vezi? Da. Aici ne mai rămas puțin soia. Îl adăugăm și ăsta împreună, în care avem și lămâie. Da? După care, puiul fiind făcut, îl scoatem, îl tragem deoparte. Deja arată foarte bine. Da, avem și sos. Cred că ne-am putea permite să-l și gustăm, sau nu? Încercăm. Uite, o să fac așa, fac. Asta e regula bucătarului, el poate să fac orice. Bun, l-am pus un plumpi la răcit. Îl scot, îl tragem deoparte, da? Bun, da? Până aici e bine. Aici avem carnea. Și o să-ți arăt un mic secret imediat ce-l fac eu. Mai adăugăm restul uleiului de susan. Da? Adăugăm vinetele. Așteptăm un pic să se încălzească. Un mic secret de-a meu. Folosesc foarte mult și când pot coriandru. Asta este un coriandru proaspăt, verde, fresh. Deci nu boabe de coriandru, nu, ci coriandru proaspăt. Și ce fac? Îl tai mărunt. Da? Fiind. Nu-l gătesc. Atenție, nu foarte mult, că el are un gust predominant. Să zic așa, ca și mănânci un praf de sare, uite, un praf de coriandru. Okay. Îl punem aici. Atenție, luăm un pic ăsta jos până să nu se ardule. Și mestecăm ușor în pui. Și la fel practic, ca și usturoiul. O să jie aromă, înțelegeți? O să intre o aromă, un flavor în el. Și lăsăm așa să se infuzeze. Acum noi am putea face să punem un capac, să punem o cârpă, să punem un prosop pe el, știi? Să rămână să se infuzeze. Uite, o să fac și o chestie asta. O să pun un prosop, știi? Să rămână. Deci chestia asta ajută să ajută foarte mult aromă. Bun. Acum dăm drumul, începem. Punem vinetele, ceapa și morcovii. Da? Da? Le dăm un pic în tigaie. Atenție, al dente, da? Venim cu ardei. Da? Venim cu dovlecei. Dăm un pic de sare. Da? Și vezi că îți place chili, nu? Da. Chili, da? Îți place chili? Da. Mult chili? Da. Mai restă. Mai mult? Acum o vedea. Mai punem un pic. Da? Da. Mai pun? Cred că ajunge, da. Bine, dacă tot îți place chili, așa. Avem și un pic de ulei de chili. Gata, acum ajunge, nu-ți mai pun. Bun, acum trebuie să nu uităm de
Urechile de lemn. Urechile de lemn. Știi că astea-s preferatele mele. Astea sunt preferatele mele. Hai să vedem. Mulțumesc. Să vedem. Să vedem ce a ieșit de acolo. Astea-s și preferatele mele. Urechile și tachii. Îmi plac mult. Astea au foarte multă apă în ele acum, de-aia noi le punem la final. Deci avem pregătite legumele, da? Dăm drumul la tăiței. Tăiței de orez. Care, cum ai spus, câteva minute și... Da. Astea se vor rămâne imediat. Fisticul e un produs foarte, un produs cu un gust foarte pronunțat, știi? Da. Dar eu nu vreau să-l pun, de exemplu, dacă ai folosit alune, le-ai prăji atunci, fiindcă alunele sunt bune prăjite. Dacă ai folosit nuciară, le-ai prăji înainte, că e bună prăjită. Fisticul nu-i, fisticul fiind un pic uleos și aromatizat, nu-i bine să-l gătești foarte mult, ca și alunele, ca și nucile, știi? Dar eu îl pun acum. Okay. Înțelegi? Despre sfârșit. Și când sunt legumele gata, adăugăm urechile și tachii. Nici foarte mult nu-i bun. Le dăm în față. Deci am fiert și pastele 4-5 minute, nu mai mult, le luăm jos. Bun, ce facem acum? Ar trebui să scoatem pastele din apă, ele cu cât stau mai mult, cu atât tot lucrează, da? Nu e nevoie că le vom scoate imediat direct, vezi? Așa arată pastele de grâu. Cele sunt făcute 4 minute, 5 maxim. Punem din nou legumele. Suntem gata. Adăugăm puiul. Ok. Puiul, da? Ca să știi exact cum stăm cu el. Vezi că avem și sosul deja la el, da? Îl punem peste legume. Peste legume, e simplu. Luăm pastele. Aici cred că e mai mult de o porție jumate, Ionuț. Cred că aici avem undeva la 3 porții jumate. Față de data trecută, acum îți rămâne și ție. Da, da, sper să rămână. Dacă rămâne, bine. Dacă nu mai facem o porție data viitoare, dacă mai vii la emisiune și mănânc atunci. Apa în care s-au hidratat ciupercile și tachii și urechile de lemn. Urechile de lemn. Pastele sunt fierte, deci totul este făcut, acum doar le-am asamblat, da? Putem și așa. Dăm soia. Okay. Aici mai poți interveni cu soia dulce sau un sos ponco sau... Deci după preferințele fiecăruia. Da, după preferințele fiecăruia. Eu le zic legumele stir fry. Deja și final, mirosul, da, și mirosul ne zice că e gata. Pentru final avem așa, coriandru. Acum urmează secretul. Știi că te-ai văzut ceapa asta roșie și la emisiunea trecut, ceapa verde, pardon. Am avut ceapă, o să-ți arăt. Asta se pune ultima oară. Ok. Eu pun cojile. Da? Ultima parte de culoare din preparatul nostru. Da, ultima parte de preparatul nostru. Și iară de asemenea avem pătrunjel. Îmi place mult pătrunjelul și atunci o să dăm și pătrunjel. Aici, după preferințe, putem să adăugăm ce ne place, nu? Da. Eu, pentru final, recomand să se pună pătrunjel și cozile de ceapă. Ok. Așa, bun. Pastele sunt gata, le tragem deoparte, da? Da.
Adăugăm la final ce te-am învățat eu pe tine. Pătrunjelul, ceapa, cozile. Da. Așa, așa. Până aici suntem gata. Și acum putem pune în farfurie, da? Și pregătit, sunt da? Pregătit. Normal, așa se aranjează spaghetele, știi, da? Eu am reinventat acum. Și m-am reinventat. Așa. Și mie mi-e foame, știu. Bun, aici suntem gata. Cromatic stăm bine, da? Stăm foarte bine. Așa. N-am ratat nimica. Avem două porții jumate. Pregătim farfuria pentru poză, pentru mâncăm. Așa. Așa și putem să aranjăm o farfurie. Așa. Deci când vine vorba de plating, putem să ne jucăm puțin cu farfuria, da, ne putem, cu preparatul nostru. Putem să ne jucăm în cazul de față cum vrei noi. Eu am și niște rucola, știi? Și putem să așezăm un pic de rucola. Deci cam așa stăm astăzi. Avem legume stir fry. Superb arată. Sperăm să fie și la bune. Fel de bune cum arată. Da. Și asta fiind spuse, ne-am mai întâlnit încă o dată, am mai gătit încă o dată. Am iar hrana aia de suflet de care spuneam eu, știi? Exact. Cea de trupă aia acolo. Și avem asta de suflet, bolul nostru magic. Să vedem astăzi cu ce ne încânti. Ia să vedem ce alegem de data asta. Da, Ionuț. Ai luat unul micuț. Bun. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Psalmii 8:9. Dragii mei, atât pentru astăzi. Vă aștept data viitoare în acea zi, aceeași oră, cu alte preparate, noi idei, noi secrete și sper tot când să văd dacă vrea să ne însoțească, dar cu siguranță o să lămuresc. Până data viitoare, vă mulțumesc!